Între toți câinii din Mahala, încercând să obținem semnături de la oameni. De asta au făcut guvernanții așa regulă. Ei iau acces la resurse administrative sau controlează comisiile electorale și orice fel de semnături la ei sunt acceptabile, dar noi trebuie să aducem semnături adevărate. Trezim toți câinii din sat, să ne înjure toți oamenii prost crescuți și încă dacă oricata adixine, ori lăsați candidăm, dacă nu, băgați-vă pe lângă partidele de la guvernare. Acum au modificat legea și tot 2000 de semnături au rămas pentru independență aducă. Nu-i bătaie de joc și 2% pragul pentru independență. Încearcă și mai candidează și luptă de la egal la egal cu ei.